Un mărțișor scump a primit Biblioteca Județeană Antimi Viranul din Râmnicu-Vâlcea, concretizat în cea mai mare donație de carte de până acum. Raftul american cuprinde 250 de volume însemnând lucrări de referință din literatura americană clasică și contemporană, literatură pentru copii și tineret și cărți despre politica externă a Statelor Unite. La inaugurare a fost prezent însuși ambasadorul Hans Klemm, primit de prefectul județului Vâlcea, Radu Renga, președintele Consiliului Județean Constantin Rădulescu și primarul Râmnicului, Mircea Gutău. Suntem onorați și mândri să primim vizita excelenței sale, domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Participăm la un eveniment inedit în istoria bibliotecii, prilejuit de inaugurarea raftului american, o donație de carte a Ambasadei Statelor Unite ale Americii, care va îmbogăți patrimoniul Bibliotecii Județene, un număr de peste 250 de titluri. Reușim astfel, datorită generozității dumneavoastră, și vă suntem recunoscători pentru acest lucru, să dezvoltăm colecția noastră de resurse informaționale reprezentative pentru cultura și civilizația americană. Mr. Director, thank you for your extensive introduction to the County Library of Vâlcea. This is very, very impressive. Domnule director, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea detaliată a Bibliotecii Județene din Vâlcea. A fost foarte, foarte impresionantă. It speaks very strongly to you and your library's commitment to books and education. Acest lucru dovedește angajamentul dumneavoastră față de cărți și față de educația cetățenilor. To reading and to learning. Față de citit și învățat. And all of these are very, very important to the both the children and the adults of Vâlcea County, because what takes place here represents the future of Vâlcea. Iar toate aceste lucruri sunt foarte, foarte importante pentru copiii și adulții din județul Vâlcea, pentru că ceea ce se întâmplă aici reprezintă viitorul. But also very impressive is your commitment to culture and to community service. Foarte impresionantă însă este și dedicarea dumneavoastră față de cultură și față de serviciul în slujba comunității. To supporting and inspiring volunteers to the community of Vâlcea. Față de susținerea și inspirarea voluntariatului în comunitatea din Vâlcea. Aș vrea să vă mulțumesc pentru inițiativă. Această inițiativă foarte, foarte frumoasă și interesantă, să-i spun, raftul american. De ce? Pentru că vremurile, timpurile trec, vin și trec, dar cultura rămâne. Și cele mai bune relații între două națiuni sunt cele culturale. Vă mulțumesc pentru gestul pe care l-ați făcut, pentru că în felul ăsta, prin donația de carte pe care ați făcut-o, vom reuși să hrănim și spiritul și sufletul. Și vă invit de fiecare dată când veți avea ocazia să treceți prin județul Vâlcea, așa cum ați mai făcut-o de mai mult ori și să vă opriți. Pentru mine este o plăcere deosebită să fiți oaspetele nostru. Vreau să vă spun că astăzi mi se întâmplă un vis din copilărie. Eu sunt născut în zona de nord a țării Bucovina și de 60 de ani tatăl meu așteaptă să vin american. Eu am această fericire că astăzi să fiți prezent pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea. Vreau să vă asigur că, în calitatea pe care am de primar al municipiului, mi-aș dori foarte mult și aș fi extraordinar de onorat dacă, pe lângă această colaborare cu biblioteca, am simțit prezența pe teritoriul municipiului a firmelor americane, pentru că noi astăzi sunt reprezentantul celui mai puternic stat din lume și eu consider că noi avem ce învăța foarte, foarte mult de la dumneavoastră. Donația de carte va fi accesibilă publicului larg, dornic să cunoască valorile și cultura americane.